rugăciunea noastră. Arată-ți, Doamne, milostivirea și iartă vina noastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, iubirea Ta nu cunoaște margini. Tu nu L-ai cruțat nici chiar pe unicul Tău Fiu, ci L-ai dat pentru mântuirea tuturor oamenilor. Arată-ne și astăzi iubirea Ta, căci vrem să-L urmăm pe Hristos pe drumul crucii, împreună cu familiile comunității noastre. Învață-ne pe acest drum să cunoaștem iubirea Ta, să recunoaștem păcatele noastre și să le părăsim pentru a trăi în iubirea Ta. Tu care ne chemi să ne împărtășim din viața Ta în toți vecii vecilor. Amin. Act de căință. Doamne Dumnezeu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pe dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind Te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Ne unim în rugăciune la această calea Sfintei Cruci, pentru o intenție specială, pentru o copilă de 3 luni, Alexandra Maria, care este grav bolnavă și are nevoie de o minune din partea lui Dumnezeu. Hristos e osândit la moarte, căci oamenii L-au acuzat, deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâi. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Suntem în fața Ta, Doamne Iisuse, pășim alături de Tine pe drumul crucii, reînnoim legământul făcut la căsătorie și promitem să ne fim credincioși unul altuia în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de boală, ca și în timp de sănătate, să ne iubim și să ne respectăm în toate zilele vieții noastre. Auzim tot mai des că a fi căsătorit nu mai e la modă, că e ceva învechit și deloc atrăgător, un angajament care nu servește nimănui. Astăzi, instituția căsătoriei e condamnată, e blamată. Iartă-ne, Doamne! Pentru că așa de des preferăm să stăm liniștiți, acceptând tot felul de compromisuri, în loc să reclamăm dreptatea Ta și dreptul ce se cuvine nouă și fraților noștri. Iartă-ne, Doamne, pentru că facem din dreptatea omenească, din ordinea stabilită, ceva absolut, știind bine că singurul bine absolut este iubirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Peste acel trup zdrențuit de bice, se așează greutatea lemnului crucii.
Unde sunt acum apostolii? Doamne, eu nu te voi părăsi niciodată, promiteau ei cu puțin înainte. Visau un tron, dar Iisus a ales crucea. Voiau să vadă slava lui Dumnezeu, iar Iisus își manifestă slava prin dispreț, batjocoră, scuipat. Sperau să vadă semne ale puterii, iar Iisus își manifestă puterea în slăbiciune, în neputință. Doamne, te rog, nu lua în seamă plângerile mele, nu lua în serios exagerările mele atunci când apare vreo cruce la orizontul meu. Fă-mă conștient că orice cruce refuzată este o greutate care apasă pe umerii tăi. Convinge-mă că nu e posibil să te urmezi de-a lungul calvarului ca spectator cu mâinile în buzunar. Cu tine se poate merge, numai dacă suntem atașați de aceeași unealtă aspră pe care nu te mai saturi să o privești și care este crucea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început, și acum și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Iisuse, ne dă iaua! Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este la capătul puterilor, la limita rezistenței, golit, nimicit, distrus. Nici nu mai poate să meargă. Umerii sunt fragili ca și ai mei, ca și ai tăi, ca și ai fiecărui om. Povara grea a crucii îl frânge. Ce e prea mult, e prea mult, chiar și pentru Dumnezeu. Poate că în acel trup asupra căruia s-au abătut picele nu mai există niciun centimetru intact. Acum totul este o rană amestecată cu praf. Doamne, mă rog pentru bolnavii care, în spitale, pe lângă faptul că trebuie să suporte boala grea, sunt constrânși să trăiască într-un climat de indiferență. Caută în zadar pe cineva cu care să împartă durerea și neliniștea lor. Doamne, fă-ne conștienți că atunci când refuzăm să ușurăm chinul fratelui care suferă, sfârșim prin a-i mări povara, prin a-l zdrobi. Ajută-ne să înțelegem cât de mult contribuie lipsa noastră de responsabilitate la nedreptățile și la multiplele violențe care lovesc societatea și familia. Învață-ne să le înfruntăm, să le denunțăm curajos și să le remediem. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Totul a început în momentul prezentării la templu, atunci când bătrânul Simeon a prorocit destinul ei, recurgând la imaginea sabiei. Maria iese din umbră, tocmai când ar fi fost mai comod să fi stat acolo. Nu vrea să piardă nicio etapă a vieții fiului său. Cea care l-a făcut să se nască la viață este prezentă pe calvar pentru a-l face să se nască pentru moarte. Doamne, în mulțimea anonimă ai știut să recunoști prezența mamei tale, o prezență diferită față de altele,
o întâlnire caracterizată de tăcere, fără gesturi exterioare. Și eu vreau să mă faci să te găsesc. Vreau să fiu la postul meu, ca să nu te mai dezamăgesc. Învață-ne, Doamne, să fim alături de Cel ce suferă pentru a împărtăși durerea, pentru a-i spune că nu e singur atunci când își duce crucea, pentru a-i spune că încercarea nu-i atinge cu nimic demnitatea, ci dimpotrivă, că e de preț în ochii lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În Sila Simon din Cirene îi duce crucea lui Iisus, dar când stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Călăii îl lovesc pe Iisus fără milă, însă doresc ca El să nu moară pe drum și să ajungă viu până pe calvar. Acolo să fie răstignit și în final să moară. Doar așa putea fi complet tabloul în mintea lor. Doar pentru acest motiv, și nu din compasiune, nu l-au lăsat pe Iisus să moară pe drum, și au căutat un om din mulțime care să-l ajute să-și ducă crucea. Și l-au găsit pe Simon din Cirene. El nu avea habar cine este omul care urma să fie crucificat. Dacă ar fi știut de la bun început, i-ar fi venit în ajutor cu toată inima. În această viață, niciunul dintre noi nu este scutit de cruce. Ceea ce este cert este că toate familiile au o cruce de purtat. Însă, în cadrul căsătoriei, totul este comun. Totul trebuie împărțit de cei doi soți, chiar și cele două brațe ale crucii. Amândoi trebuie să fie dispuși să împartă povara ei. Soții trebuie să fie unul pentru celălalt, un Simon din Cirene. Doar așa vor rămâne cu adevărat în comuniune pentru toată viața. Doamne Iisuse, în drumul spre calvar, ai avut în Simon din Cirene un ajutor în a purta crucea. Fă ca și soții să fie unul pentru celălalt, un Simon din Cirene, pentru a putea purta crucea de fiecare zi cu demnitate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Hristos, ducând în spate crucea, își urmează drumul anevoios spre calvar. Fața lui este plină de sânge și de praf, încoronat cu spini. Abia mai poate vedea și a pierdut frumusețea chipului. Oamenii din jurul lui sunt uimiți de curajul femeii care se apropie cu multă compasiune de Iisus și, marcată fiind de suferința lui, îi șterge chipul plin de răni. Pentru câteva clipe îi alină parcă durerea. Drept recunoștință, Iisus își întipărește fața pe marama ei. De câte ori în viața de familie nu ne întâlnim chipuri brăzdate de riduri, obosite și afectate de un serviciu greu, de boală, de certuri și probleme din cauza suferinței. Întotdeauna este necesar ca cineva, asemenea Veronicăi, să fie dispus să curețe durerea. Doamne Iisuse, pe drumul spre calvar ai avut parte de consolare. Veronica ți-a curățat chipul. Ajută-i pe soți să fie mereu atenți unul la durerea celuilalt, să se poată sprijini unul pe altul în căminul pe care îl formează
să poată împărți suferința, să o amelioreze și să se consoleze unul pe celălalt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început, acum și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit, de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene, se străduiește. Face tot posibilul. Cu toate acestea, Iisus nu mai reușește nici măcar să se mai țină pe picioare. Fiecare pas îi cere un efort enorm. Fiecare piatră devine un obstacol de netrecut. Cade din nou. Doamne, căzând a doua oară, ai voit să ne arăți experiența noastră zilnică. Clătinarea noastră nesigură, căderea noastră, voința noastră adormită. Doamne, vindecă-mă de boală obișnuinței și de ispita oboselii. Vreau să redescopăr zi de zi semnificația angajamentului meu. Doamne, nu vreau să mă plafonez din cauza obișnuinței. Ajută-mă să fiu mereu să treaz. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Fiicele Ierusalimului sunt înduioșate de o adevărată milă. Lacrimile lor sunt sincere, dovedesc o durere adâncă a inimii. Cum poți rămâne indiferent când acela care a trecut făcând bine tuturor este dus la moarte ca un răufăcător? Și totuși, Iisus le tratează mai degrabă dur. Femeile plângeau de mila lui și condamnatul le invită brusc să-și verse lacrimile pentru ele însele, pentru copiii lor, pentru oraș, pentru lume. Poate și noi adesea spunem: sărmane Iisus, iată ce au făcut cu tine. Dar El preferă ca noi să ne deschidem ochii și inima înaintea apelurilor de ajutor ale celor care există în preajma noastră și să fim mai sensibili la suferințele fraților. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg că Tu nu ai nevoie de compătimirea mea, ci de ajutorul meu concret, oferit Ție prin intermediul fraților mei care suferă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vecii vecilor! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Când pentru a treia oară cade, călăi îl împing și îl bat, și stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
ne-am obișnuit, nu ne mai impresionează. E ceva normal ca cineva, în asemenea condiții, să nu mai fie în stare să se țină pe picioare. Nu ne mai surprinde o asemenea nenorocire. Ne resemnăm totdeauna, repede, cu singurătatea aceluia care este părăsit de toți. Suntem ca și protejați la neplăcerile în serie care lovesc casa vecinului. Doamne, în timp ce îmi ridic privirea rătăcit de la căderea ta dură, fă-mă atent și prezent la nenumăratele creaturi care traversează tunelul singurătății. Fă-mă să înțeleg că acela care e prăbușit la pământ are nevoie de cineva care să-l ajute să se ridice pentru a-și continua drumul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 10-a. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Atunci când trupul unui om este expus curiozității, ofenselor vulgare, acela nu mai este om. Dacă mulțimea are o limbă să strige, o gură să fluiere, mâini ca să arunce cu pietre, are ceva încă și mai rău decât toate acestea. Ochii. Ochi care pot să insulte un om mai mult decât toate injuriile și amenințările. Doamne, fă-mă să înțeleg că fapta cea mai josnică pe care pot să o săvârșesc este aceea de a fura misterul unei persoane. Fă-mă să înțeleg că atunci când mă apropii de o creatură a ta, fără un sentiment de respect profund, eu o profanez. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat. El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. În mod sigur, piroanele sunt adevărate piroane. Ele pătrund în carne, zdrobesc tendoanele, sfarmă oasele. Durerea atinge limite insuportabile. Dumnezeu e paralizat de 4 piroane, dar mâinile sale rămân deschise și brațele sunt deschise larg într-un nemăsurat gest de binecuvântare care îmbrățișează pe toți, cuprinzându-i pe cei doi răfăcători care au fost răstigniți alături. Doamne, dă-mi curajul să mă bazez cu totul, în mod exclusiv, pe forța slăbiciunii și pe nebunia crucii. Trebuie să încetez de a mă considera important, dacă vreau să dau ceva oamenilor. Trebuie să încetez de a mă agita prea mult. Trebuie să mă încetez de a mă considera indispensabil. Ajută-mă, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Eforturile enorme pe care le face ca să respire nu îl împiedică să audă blestemele, batjocurile, insultele. În mijlocul blestemelor oamenilor, Dumnezeu scoate un strigăt puternic și moare. Doamne, ți-i recomand pe toți aceia care se sinucid. Tu singur știi pentru ce un om ajunge să-și pună capăt zilelor. Doamne, am nevoie și eu să stau mult sub crucea Ta ca să învăț ce înseamnă dragostea și, mai ales, care este prețul ei. Fă-mă să înțeleg că viața mea este inutilă dacă nu are dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Când trupul-i dat jos de pe cruce și în brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea a 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Au făcut cu el ce au voit. Oamenii sunt grăbiți să se debaraseze de cadavrul lui Dumnezeu. Totul s-a terminat, totul e pierdut. L-au lăsat, totuși, pentru câteva momente pe genunchii mamei. Era normal. După intrarea fiului, oamenii au nevoie și de iertarea mamei. Ea a rămas credincioasă. De aceea știe că nu s-a sfârșit totul. Ea știe că e un nou început. Sfântă Fecioară Marie, primește în brațele tale pe omul care în fiecare zi este aruncat în gunoiul disprețului, al refuzului, al excluderii. Ajută-ne și pe noi să știm să luăm în brațe pe toți frații noștri căzuți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. L-au condus pe Dumnezeu la cimitir, l-au dus înapoi, l-au redat trecutului. N-a mai rămas decât o amintire, un bocet. I-au ridicat un monument. Într-un cimitir nu se mai poate întâmpla nimic. În mormânt, chiar și Dumnezeu devine inofensiv. Nu mai ne liniștește pe nimeni. Un Dumnezeu care trăiește devine prea săcâitor. Nu știau că acel trup este o sămânță care e gata să facă să explodeze, iar acea piatră apăsătoare, rostogolită la intrarea mormântului, peste puțin timp va fi o enormă rană de lumină. Ajută-mă, Doamne, să nu mă îndepărtez de Tine, nici chiar atunci când îmi pare absent. Ajută-mă să te văd și să te simt mereu prezent în viața mea. Fă să nu te mormântez niciodată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! O Doamne, noi am fost pricina că așa de mult ai suferit, dar Tu în marea-ți îndurare ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea a 15-a. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Să strige viața, s-a sfârșit noaptea, s-a născut o lume nouă, alături de Hristos care a ieșit din temnița mormântului și noi am ieșit cu El afară din închisoare, din închisoarea păcatului și am pășit în lumea cea nouă a libertății creată de El prin învierea sa din morți. Hristos ne încredințează o lume nouă intactă și singura recomandare pe care ne-o dă este aceea de a nu ne mai întoarce înapoi. Trebuie să întrerupem orice legătură cu vechiul, cu ura, cu diviziunile, cu egoismul. Să ne obișnuim cu lumina, cu iubirea, cu libertatea, cu pacea. Totul începe de la capăt. El ne trimite pe străzile lumii noastre, oriunde se află moartea, acolo unde acționează mâini ucigătoare, ca să strigăm viața, ca să reaprindem speranța. Ajută-ne, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Doamne, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău prea iubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința în acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească prin Hristos Domnul nostru. Iartă-ne, Doamne, iartă-L pe poporul Tău și în veci nu Te supăra pe noi. O Marie, Regina familiei, prinde-ne de mână și călăuzește-ne prin patima și crucea Fiului Tău la slava învierii sale. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Rugăciune după intenția Sfântului Părinte Pap. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne pe poporul Tău și în veci nu Te și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Strigătul celui bolnav.
pot să mă mânătuiești. Doamne, nu uita strigătul celui păcătos. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul Tău. Îndură-te de mine, Doamne, că sunt în strâmtorare. Eliberează-mă și scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă persecută. Doamne, să nu fiu făcut de rușine, căci am strigat spre Tine. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor. Amin. Am meditat împreună suferințele Domnului până la înviere. Ei bine, acum pe altar, de fapt, nu numai că le medităm, dar trăim aceleași patimi, aceleași suferințe și aceeași înviere a lui Iisus, la Sfânta Liturghie. Tocmai de aceea ne pregătim sufletele ca să fim demni, să fim vrednici de această celebrare, cerând iertare lui Dumnezeu din toată inima noastră. În seara aceasta celebrăm Sfânta Liturghie cu Recviem pentru răposații Elvira, Leon și Ștefan. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Kyrie, greșelile poporului Tău și, în bunătatea Ta, eliberează-ne din lanțurile păcatului în care ne-am lăsat prinși din slăbiciune. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Domnul este cu mine ca un luptător puternic. Citire din cartea profetului Ieremia. Am auzit calomniile multora, groază de jur împrejur. Învinuiți-l și-l vom învinui. Toți prietenii mei pândesc dacă mă clatin. Poate va fi sedus și vom putea să-l biruim. Și ne vom lua răzbunarea față de el. Domnul este cu mine ca un luptător puternic. De aceea, cei care mă urmăresc se vor poticni și nu vor reuși să mă birbe. Se vor rușina foarte mult pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată. Doamne Sabaot, Tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii și inima, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, pentru că Ție ți-am destinuit cauza mea. Cântați Domnului, lăudați-L pe Domnul,
căci El eliberează sufletul celui nevoiaș din mâna răufăcătorilor. Cuvântul Domnului. În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Doamne, tăria mea, Doamne, stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu. Dumnezeul meu, stânca mea, în care mi-am căutat refugiu, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea, îl invoc pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt eliberat de dușmanii mei. M-au împresurat legăturile morții și m-au îngrozit râurile pieirii, m-au înconjurat legăturile locuinței morților și m-au întâmpinat lațurile morții. În strâmtorare l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Dar în strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din lăcașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la urechea lui. În strâmtorare l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Doamne, sunt duh și viață, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Laudă-ți-e, Hristoase, Regele Mării veșnice. Laudă-ți-e, Hristoase, să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire-ți-e, Doamne! În acel timp iudeii au luat iarăși pietre ca să-L bată cu ele. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucruri bune de la Tatăl. Pentru care faptă dintre ele vreți să mă bateți cu pietre? Iudeii i-au răspuns, nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru blasfemie și pentru că tu, om fiind, te faci Dumnezeu. Iisus le-a zis, oare nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă i-a numit Dumnezei pe cei către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, aceluia pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi îi spuneți, pui blasfemii, pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeți în mine. Dar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în fapte, ca să știți și să recunoașteți
că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Ei căutau din nou să-L prindă, dar El a scăpat din mâna lor. El a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase mai înainte Ioan și a rămas acolo. Mulți veneau la El și spuneau, Ioan n-a făcut niciun semn, însă tot ce a spus Ioan despre acesta era adevărat. Și mulți au crezut în El. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori în Hristos, am meditat împreună miercurea trecută despre rugăciunea euharistică, momentul central și culminant al celebrării, al liturgiei euharistice. Și am spus că în nucleul acesta al rugăciunii euharistice găsim 8 părți, prefața cu care se introduce rugăciunea euharistică și referitor la prefață erau 267 de prefațe înainte, în secolele din urmă, apoi au fost reduse la 9, apoi a fost ridicat numărul la 15, iar în momentul de față sunt 85 de prefațe și de obicei acestea le găsim în misalul, cartea din care celebrăm Sfânta Liturghie cu părțile fixe sau mobile și sau în misale diferite când se referă la diferite liturghii votive cu ocazii deosebite sau în cinstea Sfinților. Apoi urmează partea numită Sanctus, Sfânt, Sfânt, când ne unim cu toți îngerii, cu toți Sfinții și cântăm lui Dumnezeu preamărirea. Apoi urmează rugăciunea prin care preotul confirmă ceea ce s-a cântat, într-adevăr, Doamne, Tu ești Sfânt, apoi rugăciunea prin care se invocă epicleza, rugăciunea prin care se invocă Duhul Sfânt pentru ca El să vină și să sfințească darurile puse pe altar și să schimbe substanța pâinii și a vinului în substanța trupului și sângele lui Hristos. Apoi relatarea cuvintelor a ceea ce s-a întâmplat la cina cea de taină, se repetă cuvintele lui Iisus, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi aclamația aceea, misterul credinței în care dumneavoastră spuneți, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni și ceea ce ați spus dumneavoastră continuă preotul, făcând memorialul jertfei de pe cruce, jertfă, așa cum a spus și Părintele Paroc la început, jertfă care se reînnoiește pe altar, dar de data aceasta în mod nesângeros. Urmează apoi rugăciunile de mijlocire prin care noi cerem Sfinților, Preasfinte Fecioare Maria și celorlalți Sfinți ca să mijlocească pentru noi, pentru diferitele noastre necesități, recomandându-ne pe noi înșine, recomandându-L pe Sfântul Părinte, Biserica întreagă și necesitățile lumii. Și apoi doxologia finală, aceea cu prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Îi aducem lui Dumnezeu laudă și preamărire. Iată,
Așa cum spuneam data trecută, sunt cele patru rugăciuni euharistice, canonul roman plus altele trei, dar în misal găsim și alte, misalul acesta din care se celebrează Sfânta Liturghie, găsim și alte rugăciuni. Probabil că ați observat că miercuri am spus la rugăciunea euharistică un alt fel de text, este rugăciunea care se referă la rugăciunea euharistică de reconciliere și este și a doua rugăciune euharistică de reconciliere și apoi alte patru rugăciuni euharistice pentru diferite necesități ale bisericii. Iar conferințele episcopale cu aprobarea congregației pentru cultul divin pot să introducă în celebrarea din diecezele lor și alte rugăciuni euharistice pentru copii, pentru tineri sau pentru alte diferite situații. Iată, este o bogăție deosebită și biserica, cum am spus și data trecută, biserica dorește ca în felul acesta noi, când auzim textul rugăciunii euharistice, să-l putem urmări cu toată atenția, cu toată credința, știind că se rememorează misterele mântuirii noastre. Și revin asupra ceea ce am spus data trecută, că noi nu trebuie numai să asistăm pasiv la Sfânta Liturghie, dar trebuie să participăm activ și în același timp participarea activă, completă, constă în celebrarea Sfintei Liturghii în mod complet atunci când încheiem această parte a Sfintei Liturghii cu a treia secțiune și anume cu împărtășania, când ne apropiem de Sfântul Altar și primim din mâinile preotului trupul lui Hristos. Iată, această a treia parte, această a treia secțiune a liturgiei euharistice este strâns legată de cuvintele pe care preotul le spune la prefacere. Când repetă chiar cuvintele lui Hristos, când se referă la Sfânta Hostie, sunt patru acțiuni: a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o. Iar când se referă la vinul din potir care se preface în sângele lui Hristos, a luat potirul, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi. A luat pâinea și le-a spus: luați și mâncați, iar potirul luați și beți, pentru că acesta este memorialul morții mele, a pătimirii mele. Faceți aceasta în amintirea mea. Noi repetăm la Sfânta Liturghie ceea ce s-a întâmplat pe altar, dar în același timp trebuie să luăm în serios această invitație insistentă a lui Iisus: luați și mâncați. Luați și mâncați din acesta toți. Acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Iată cum prefacerea, cuvintele prefacerii se leagă de această parte a momentului Sfintei Împărtășanii, care este momentul cel mai profund și mai intens al celebrării Sfintei Liturghii. Sigur, noi găsim motive multiple și le găsim ușor ca să
nu participăm la Sfânta Liturghie, măcar duminica, atunci când, așa cum spune porunca bisericii, suntem chemați să participăm la Sfânta Liturghie, și apoi găsim destul de multe motive ca să nu ne împărtășim. Ne amintim din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 22, versetul 1 până la 10, de acea parabola lui Iisus cu cei chemați la un banchet. N-am timp, mi-am luat nevastă, n-am timp, mi-am cumpărat boi sau mi-am cumpărat un ogor și mă duc să-l văd. Și noi găsim nenumărate motive ca să nu venim, să ne întâlnim cu Hristos, să-i ascultăm cuvântul, să ne împărtășim cu trupul Său. Dacă noi am ști ce înseamnă Sfânta Împărtășanie, l-am auzit odată pe Părintele Paroh de la Sfânta Tereza, Părintele Sescu, care spunea, dacă lumea ar ști ce înseamnă Sfânta Liturghie și Sfânta Împărtășanie, toate bisericile ar fi pline, poate nu chiar în toate zilele din cursul săptămânii, dar duminica cu siguranță și poate în, mai ales în unele zile, poate vinerea sau joia când se face adorația, bisericile ar fi pline și la altar când vine momentul Sfintei Împărtășanii, lumea s-ar îmbulzi. De ce? Pentru că Sfânta Împărtășanie este aliment, Sfânta Împărtășanie este medicament, Sfânta Împărtășanie este viatic, merinde pentru drum, pentru drumul nostru de credință către viața veșnică. Ce se întâmplă cu un om când nu mai mănâncă? Gândiți-vă la un bolnav. De obicei, când nu mai vrea să mănânce sau nu mai poate să mănânce, deja se simte că îi se apropie moartea. Dar ce se întâmplă cu omul care nu vrea sau găsește motive să nu se apropie de Hristos, să nu se apropie de Sfânta Împărtășanie? Moare sufletește, se obișnuiește cu un anumit stil de viață unde se adună mai întâi poate păcate ușoare și apoi din ce în ce tot mai grele și apoi toate acestea îl țin separat de masa Sfintei Împărtășanii. Prin 90-92 aveam la parohia Badoi-Charlottenburg o familie, așa zisă familie, pentru că unul dintre ei fusese căsătorit și a divorțat și s-a recăsătorit civil cu o doamnă liberă, o domnișoară liberă. Aveau o fată care era la altar, ministra la altar. Și atunci când a făcut prima Sfântă Împărtășanie, fiica a întrebat, tată, mamă, dar părintele ne-a invitat ca să fim cu toții în ziua primei Sfântă Împărtășanii la altar, în biserică și la Sfânta Împărtășanie. Și au găsit ei tot felul de motive ca să-i explice fiicei lor că ei nu pot să se împărtășească. Dar vreau să spun că aceste două persoane veneau des, foarte des, și în cursul săptămânei, de multe ori la biserică, deși locuiau la Viena, dar aveau părinții la Badoi-Charlottenburg, veneau și în cursul săptămânei la biserică și nu se simțeau vrednici să se apropie de Sfânta Împărtășanie din cauza situației pe care ei o aveau. Dar amândoi stăteau lipiți de peretele bisericii. Spuneau, nu ne simțim vrednici, noi nu facem parte din comunitatea aceasta, nu facem parte în mod deplin din comunitatea aceasta. Iată, ei sufereau pentru acest lucru, că nu pot să se apropie de Sfânta Împărtășanie. Era o jertfă pentru ei, dar făceau alte fapte bune. Doamna făcea și pe ghidul
în biserica veche, atunci când veneau grupuri de turiști. Iată, prin fapte bune compensau ceea ce nu puteau să facă în mod obișnuit. Iată, am zis, este aliment Sfânta Împărtășanie, dar în același timp este și medicament. Noi, atunci când ne îmbolnăvim, alergăm imediat la medic, medicul ne prescrie o rețetă, mergem la farmacie, ne cumpărăm medicamentul și suntem foarte atenți ca să-l luăm așa cum ni l-a prescris medicul. Ne ajută ca să ne menținem sănătatea trupească, dar Sfânta Împărtășanie pentru creștinul bun ajută ca să-și mențină sănătatea sufletească, să-și mențină sufletul mereu tânăr, sufletul mereu plin de bucurie, sufletul legat de Domnul, sufletul care trăiește credința conform voinței Domnului. Și am mai spus și altă dată, un bolnav atunci când este grav bolnav, îi se fac perfuzii. Iată, la Sfânta Liturghie, atunci când noi venim și ne împărtășim, nouă, Hristos ne dă din carnea sa, care devine una cu carnea noastră, ne dă din sângele său, care se amestecă cu sângele nostru. Și de ce ne-am putea să credem că, într-adevăr, această perfuzie cu sângele lui Hristos, această unire a trupului lui Hristos cu părțile trupului nostru ne aduce poate și sănătate trupească, dar cu siguranță sănătate sufletească, pentru că sângele lui Hristos va curge prin venele noastre și noi, atunci când îl luăm pe Hristos, noi îl ducem și acasă, în familia noastră. Îl ducem la biroul nostru de muncă, îl ducem în fabrică, îl ducem pe șantier, îl ducem pe străzile satului sau orașului nostru și cu siguranță Hristos, care este în sufletul nostru, El lucrează, El acționează în ambientul nostru, acționează asupra persoanelor cu care lucrăm, cu care trăim, cu care ne întâlnim. Să avem mereu această idee, atunci când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, se întâmplă acest lucru. Noi suntem transformați și Hristos acționează prin noi, luminează prin noi, întărește prin noi, încurajează prin noi pe cei din jurul nostru. Și pentru că spuneam de Euharistie ca medicament, Sfânta Împărtășanie ca medicament, în simplitatea de copil de 5 ani, de 6 ani, am făcut un gest. Îmi cădea părul, știe fiecare ce înseamnă picingina, părul cu așa, cât o monedă sau mai mare decât o monedă, cădea. Și ceea ce nu mi-au făcut părinții mei pentru ca să mă pot vindeca, m-au uns cu ulei de floarea soarelui, ulei de vin, de in, cu unt, cu ulei ars, cu păcură chiar, m-am spălat cu leșie de cenușă și așa mai departe. Nimic nu mi-a folosit. M-a dus și într-o localitate mai îndepărtată, spre Târgu Neamț, unde spunea că este o bătrână care știe să vindece. Ei bine, cu nimic nu mi s-a vindecat acea picingină, acea cădere a părului. Și am zis eu,
dacă mă voi încredința lui Hristos, cu siguranță El mă va vindeca. Și cum se făcea înainte, se dădea Sfânta Împărtășanie pe două rânduri în biserică, lumea stătea în genunchi, m-am așezat și eu lângă cei care trebuiau să se împărtășească și am zis, dacă voi atinge cu capul haina preotului, cu siguranță mă voi vindeca. Nu știu dacă a fost, s-a întâmplat să mi se vindece această boală a căderii părului datorită acestei atingeri, dar cu siguranță atunci m-am dus cu multă credință și am făcut lucrul acesta și în câteva zile mi s-a curățat pielea și a început să crească părul. Iată, iubiți credincioși, să nu pierdem această ocazie pe care o avem de a ne întâlni cu Hristos, de a-L primi pe Hristos în sufletele noastre. Și Sfânta Împărtășanie este și viatic, merinde pentru drumul credinței noastre spre mântuire. Atunci când ne împărtășim, așa cum am spus și săptămâna trecută, când venim la Sfânta Liturghie și zicem, cine știe, poate că e ultima liturghie la care am participat în viață, poate Domnul mă va chema. De ce să nu spunem și să facem și acest lucru? Când mă împărtășesc, poate că această împărtășanie pe care eu am făcut-o astăzi, poate să fie viaticul, merindea mea de drum pentru călătoria spre viața veșnică. Iată, dacă vom trăi Sfânta Liturghie în forma aceasta, păcat că s-au terminat zilele de predici pentru postul mare, sunt atâtea părți din Sfânta Liturghie care ar merita fiecare parte câte o predică. Dacă noi, din ceea ce am auzit, și eu mă simt fericit și norocos că am avut această ocazie să meditez împreună cu dumneavoastră ce este Sfânta Liturghie, cât de importantă este Sfânta Liturghie, câte haruri și daruri ne oferă Sfânta Liturghie, comoara aceasta atât de mare. Iată, dacă începând de astăzi ne vom lua această hotărâre ca să participăm cu mai multă atenție, cu mai multă credință la Sfânta Liturghie și să nu ne limităm poate numai la liturghia de duminică, aceea oricum ar trebui să fie în programul fiecărui creștin, dar poate că o dată pe săptămână sau o dată pe lună măcar ne fixăm și în cursul săptămânii o sfântă liturghie la care să participăm pentru a-L primi pe Hristos și a-L duce în casele noastre. Și în același timp, Sfânta Liturghie poate să continue și cu o adorație. Iată, avem această ocazie în fiecare zi aici, în capela adorației. Sper că dumneavoastră ați înțeles apelul Părintelui Paro care a înființat, iată, au trecut deja 2 sau 3 ani de când există această posibilitate. Dacă vă veți înscrie și poate o dată pe lună, o dată pe săptămână sau poate și mai des, reușiți să petreceți în fața Sfântului Sacrament o jumătate de oră, o oră, cât vă permite programul. Și apoi o altă hotărâre, și anume căutați și cumpărați-vă o carte mai subțire, mai groasă, care tratează despre Sfânta Liturghie și reveniți asupra fiecărei părți din Sfânta Liturghie și atunci veți vedea că veți participa altfel, cu mai mult folos, cu mai multă credință la celebrarea Sfintei Liturghii. Aceasta vă doresc din toată inima. Lăudați să fie Iisus și Maria.
Fraților preiubiți, acum în timpul postului mare, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne, Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută-i pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și rugăciune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor creștinilor harul de a asculta și împlini cu credință cuvântul Tău mântuitor. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe toți credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune și de fapte bune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le lumina și odihna veșnică tuturor celor răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel să ne putem bucura de viața nouă adusă de Tine și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule milostiv, dă-ne, te rugăm, harul să ne învretnicim a sluji mereu cum se cuvine la altarul Tău, și luând necontenit parte la Sfânta Jertfă, să ajungem la mântuire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este, să se aduce mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu, în marea Ta bunătate, le dăruiești credincioșilor Tăi harul ca în fiecare an, cu suflete curățate de păcat, să aștepte plin de bucurie tainele sfinte ale învierii. Pentru ca străduind cu mai multă râvnă în rugăciune și arătând mai multă dragoste față de aproapele, prin trăirea de fiecare zi a credinței care le-a dat o viață nouă, să primească cu prisosință harul pe care Tu îl reverși asupra fiilor Tăi. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale zicând, fără încetare. Sfânt, Sfânt,
Sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, auzim, Doamne, și învierea ta, auzim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tata Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toate cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
împărăția și puterea. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Dumnezeu. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la masa Domnului! Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Ceea ce am zis iudeilor care m-au părăsit, vă repet și vouă. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Grele de înțeles sunt cuvintele acestea pentru cei care nu au credință, dar pentru cei care cred, cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele mele sunt duh și viață, și cu toate acestea se găsesc ucenici care să mă părăsească, socotind că eu aș sta în calea fericirilor. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu
dacă le-aș oferi pâine pentru trup, tot s-ar strânge în jurul meu. Dar dacă le spun că trupul meu este hrană pentru suflet, atunci mă părăsesc. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Plecat de la mine și iată-i căutându-și fericirea în plăcerile amăgitoare ale lumii. Dar după ce se înfruptă din ele, se aleg doar cu dezgust și remușcări în suflet. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Grele de înțeles sunt cuvintele acestea pentru cei care nu au credință, dar pentru cei care cred, cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Să ne rugăm. Taina pe care am primit-o, Doamne, să ne ocrotească neîncetat și să îndepărteze de la noi orice primejdie, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Îngerul lui Dumnezeu, păstorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă pe mine, care sunt în credința ție, prin mila lui Dumnezeu. Amen. Amintesc că mâine seară, la aceeași oră, la 6:30, aici în biserică, în Catedrala Mare, va fi o liturghie solemnă și imediat, sau în cadrul acestei liturghii, va fi inaugurat Giulgiul, copia Giulgiului de la Torino, un dar pe care l-am primit pentru catedrală, un dar rar întâlnit, un dar de mare valoare pe care episcopii noștri îl vor inaugura mâine seară și va deveni un obiect de cult în catedrala noastră. În al doilea rând, voiam să spun că părintele Alois Fecheț va pleca de sărbători în Cipru. S-a oferit ca să dea asistență spirituală creștinilor catolici moldoveni din Cipru. De aceea, în seara aceasta a fost ultima sa predică. Și de aceea vreau să-i mulțumesc pentru acest pelerinaj pe care l-am făcut împreună cu părintele prin Sfânta Liturghie. Când eram seminarist, părintele era părintele meu rector. Cu el am terminat ca rector și era profesor de filozofie și știu că la orice lecție de filozofie, când se începe, se începe așa, status questionis, stabilirea termenilor. Și am văzut în predice părintele un adevărat status questionis al liturghiei, adică stabilirea clară a termenilor Sfintei Liturghii. De aceea am văzut, sigur, o lecție frumoasă și îi mulțumesc din toată inima. Când am propus la începutul postului, părintele a zis, sigur, dar trebuie să vorbesc despre Sfânta Liturghie, lucru pe care l-a făcut cu brio, cred eu, lucru pe care l-a făcut cu toată inima, cu experiența sa, de aceea îi mulțumesc din toată inima și Dumnezeu să-l răsplătească pentru efortul pe care l-a făcut în acest post mare. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Și cu Duhul tău! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh! Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace. Mulțumim lui Dumnezeu! Fraților încrezători, în promisiunile lui Iisus Hristos ne rugăm pentru răposații Elvira, Leon și Ștefan, iar Părintea lui Iisus celebrează recviemul pentru răposații Lena și Dumitru. Îi recomandăm lui Dumnezeu ca el să-i primească în rândul sfinților și aleșilor din cer. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta și atunci când vei veni la nuntă, voioște vom întâmpina. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumea. Adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare și ne temem de Tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străjerii virea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui poporul de toate fără de legile Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strig către Tine, Doamne! Doamne, miluiește-i! Hristoase, miluiește-i! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele slujitorilor Tăi, Elvira, Leon și Ștefan, pe care i-ai chemat în această lume la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Invocăm cu stăruință, Doamne, îndurarea Ta pentru slujitorii Tăi răposați, Dumitru și Elena, și Te rugăm ca prin acest mister să-i deslegi de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dă-le-o lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace!